Săutru, și bine v-am găsit. Azi o să vă arăt cum am creat uh, nivelul jocului care v-am arătat eu atunci mai de mult. Bun, pentru a crea acel nivel, trebuie să importăm niște uh, sprite-uri și să le inserăm în uh, scenă. Eu voi șterge aceste lucruri că nu am nevoie de ele. Astea au fost decât demonstrativ la primul uh, tutorial. Bun? Și acum hai să începem să facem nivelul. Mergem la environments, așa. Și va trebui să importăm uh, niște background-uri. Uh, aveți în, cum uh, nu se numește, în uh, primul tutorial sau în descrierea acestui tutorial toate sprite-urile care le vom folosi. Bun, să vedem. Uh, suntem aici la Godot 2D. Uh, era parcă la background-ul. Era la PNG. Și acum trebuie să băgăm asta, asta. Hai să le băgăm pe astea că sunt importante. Bun. Și ăsta. Cam astea sunt cele mai importante lucruri care trebuie să le importăm noi în momentul de față. Bun. Le vom face ca sprite-uri. Așa și hai să bagăm uh, într-un folder ce nu avem noi nevoie. Hai să le numesc BG. BG, acum selectez uh, lucrurile care nu sunt uh, sprite-uri. Astea, astea, astea. Well. Așa, cam astea sunt, le vom duce la background, așa, și acum hai să începem să, să salvăm ce am făcut noi deocamdată aici, așa, și acum hai să creăm scena, trebuie să facem asta, hai să vedem, am camera cum trebuie, cât de cât, e cât de cât bine, bun, Uh, dacă mă uit atent la ce am făcut eu în trecut, uh, oh, yeah. cine mi-a dat subscribe? Să începem, să mă uit. Uh, chiar nu m-am uitat să cine mi-a dat subscribe. <gântu -i> Lasă. Uh, cineva mi-a dat subscribe. mersi, Cine ai fi tu că nu, nu văd numele? Deși asta nu era live. Așa. Control ce Control V ca să copiez chestia asta. Hm. Bun. Uh, ce avem aici? Uh, ne trebuie podeaua. Uh, cum era? Cum se numea? Flor. Avem flor aici. Flor. Sprite. Ah, văd că l-am de două ori. De ce nu? Naiba. e pus cum trebuie. Așa. Îl punem pe poziția asta. Și acum trebuie să-i facem niște modificări la rotație. Eu țin minte cum am avut eu rotația, parcă era ceva cu 50. Apăs E pentru a da rotație. Și acum vedem care era valoarea. Hai că era valoarea cu minus și era parcă minus 50. Perfect. Hai că începem să creăm nivelul cum trebuie selectăm, să mă duc apoi pe W, selectez astea două și le mut mai aproape de perete. Perfect. Chestiile astea le pot da scale într-o direcție, cum ar fi direcția asta, ca să economisim geometrie. Așa. Să sperăm că este la fix. și nu este. Asta e. Uh, dar oricum uh, recuperăm un pic din spațiu că pe partea asta vom, vom face un perete. Uh, peretele era ăsta. Practic o să reconstruiesc tot ce am făcut eu mai de mult. Așa. Să vedem. Cam pe aici. Uh, Să-i dau un pic de scale într-o direcție. Direcția asta. Așa. Și mai dăm uh, încă unde asta, uh, control c control v Da, e un pic amăricel. Apăs R din nou să-l fac mai micuț. Uh, game designul pe care l-am făcut eu acum, nu știu dacă este chiar perfect. Uh, dacă mă duceam înapoi la ce au făcut ăștia ca demo la 2D side scroller, aveau niște poze care deja erau înclinate și, eu, și eu, prin faptul că înclin o să fiu un pic limitat când vine vorba de ceea ce pot face în joc. Deci nu minte chestia asta. În jocul meu uh, înclin obiectele, dar uh, în demo nu era înclinat, era imaginea deja înclinată, făcută în ce program a fost făcut. Bun. A, așa. Să-i dau un pic de scale în direcția asta. Și uite că începem să facem scena care era în joc. Uh, ca să mă asigur că atunci când folosesc camera nu apar niște probleme, aș mai crea un perete într-o direcție opusă, Control c control v în direcția asta, cât era, minus 90 de grade, minus 90 de grade, uh, am uitat cum era, glu-V. Uh, Așa. Și acum am acoperit spațiul ăsta negru care ne-ar fi încurcat. Bun, astea două văd că nu sunt puse cum trebuie, le voi apropia un pic puț mai mult. Să fiu sigur că nu există spațiu care nu este folosit cum trebuie. Nu, știu, nu mi-a de dacă Unreal Engine are un... Cum se numea în pat, împărțea imaginea în patru și unul era top view, side view și așa mai departe. Nu știu dacă avea, că nu mai am folosit foarte de mult timp chestia asta. Oricum, încet încet să observa cum începe să se asemene cu ce am creat eu într-un uh, videoclip. Hai că-l fac un pic mai mare. Oricum, e decât uh, când faci un joc trebuie ca să creezi niște lucruri și pur și simplu te repezi foarte mult când îl crezi. Control C, Control V. Chestia asta nu-i pot, nu, poți, nu poți să dau skill că se pierde din detaliu. Să vedem cam pe aici. Să vedem... Uh, hai că mai fac încă un de asta. Control V. Uh. Aici mi se pare că o să fie liftul. Hai că las uh, liber până mă mai gândesc. Bun, cam asta a fost ca să creez un nivel. Nu e cine știe ce. Și arată destul de bine. Cum v-am zis, uh, faptul că ai înclinat uh, chestia asta, dacă se lovește caracterul de ceva, s-ar putea să cadă jos. Și din cauza asta nu prea recomand să faceți cum am făcut eu. Uh, Într-un joc, cum este? Este fix chestia asta. Pe chestia asta, mov, să ce Fix chestia asta, mov, uh, se presupune că este chestia asta care am făcut eu în diagonal. Caracterul pur și simplu se mișcă pe chestia asta, dar în jocul pe care am făcut eu îmi plăcea mie să fac uh, podea un pic uh, mișcată. Asta e. Da. Mai e ceva? Să vă mai arăt cum să faceți game designul ăsta? Cam nu, nu, nu mai nimic. nimica. Încet, încet începe să arate cum uh, era jocul net să fac eu o chestie aia. Uh, Hai să schimb un pic, aici îl pun pe caracterul ăsta. Uh, deși era alt caracter care stătea aici. Bun. Și din cauza asta vă ziceam că dacă e pus pe diagonală, s-ar putea să fie foarte prost, că... Stai să mă un pic mai jos. Uh... Stai că nu mai nu știu ce direcție mă uit eu acum. găsit primul meu glitch, dar că o să-l rezolv mai încolo. Hai că rezolv uh, problema asta mai încolo când uh, mai mă documentez un pic ce am făcut eu în trecut. Oricum, asta a fost primul nivel. Și am cam terminat. Salvăm și ne vedem în clipul următor în care vă arăt uh, cum să faci să se miște caracterul cum uh, trebuie. Bun. La revedere!